La nivel național există mai multe proiecte menite să sprijine tinerii, inclusiv în județul Hunedoara. Astfel, cei care doresc să facă ucenicia la un loc de muncă au această posibilitate cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara. Reprezentanții AJUFM anunță faptul că perioada în care se efectuează ucenicia este cuprinsă între 6 și 36 de luni, aceștia beneficiind și de un sprijin financiar de aproximativ 2200 de lei lunar. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Acest tip de angajament este extrem de util, atât pentru tineri care pot acumula experiență în muncă, atât de necesară, iar angajatorii au mână de lucru și primesc și stimulent de la stat. În acest an avem 1425 de tineri cu care am discutat, le-am oferit măsurile active, consiliere informare. Am reușit să încadrăm 1021 de tineri, 1172 de tineri au fost cuprinși în cursurile de formare. Avem programul de ucenicie la locul de muncă și cred că ar trebui să ne concentrăm puțin și pe informarea tinerilor din punct de vedere al uceniciei, pentru că legea acordă sprijin persoanelor care se încadrează, tinerii care se încadrează și doresc să urmeze un curs. Între 6 și 36 de luni sunt perioadele de ucenicie cuprinse și primesc 2250 de lei lunar. Există foarte multe alte măsuri. Stajul de la legea 335, stagiul pentru absolvenții de învățământ superior, la fel, dacă se încadrează pe o perioadă de 6 luni. Instituția noastră vine cu măsuri și sprijină angajatorii care își doresc să încadreze tineri și să urmeze un stagiu, la fel, cu 2250 de lei. Reprezentanții AJUFM Hunedoara organizează frecvent acțiuni de informare a tinerilor hunedoreni în școlile din județ pentru ca aceștia să își cunoască drepturile, dar și programele pe care instituția le oferă pentru a-i sprijini. Totodată este organizată și o bursă a locurilor de muncă dedicată în special tinerilor. Anul acesta bursa se va organiza în data de 20 octombrie.